Bună dimineața, prieteni! Bine v-am găsit la Sinaxarul zilei de 14 noiembrie. Astăzi facem pomenirea Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, Sfântului Apostol Filip, unul dintre cei 12 apostoli, Sfinților cuvioși palamiți, părinții Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Constanțiu și Calonii sau Cali, frații săi Teodosie și Macarie și surorile lui Epiharia și Teodota. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tuturor sărbătoriților zilei le urez un sincer și călduros la mulți ani cu sănătate, fericire și multă, multă prosperitate. Iar pe voi, pe toți, vă invit să vă abonați la canalul meu YouTube Neluța Bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici, astfel încât să fiți notificați ori de câte ori postez ceva nou. Vă aștept cu drag! Vă doresc o seară plăcută, Doamne ajută și să ne revedem și la alte filmări.